Performanța școlară merge mână în mână cu performanța sportivă. O dovedește cu succes un tânăr din Timișoara care a reușit să intre cu nota 10 la Universitatea Politehnică și în același timp să devină vicecampion mondial la karting. Mihai Muncean a obținut titlul la o competiție internațională desfășurată în Italia după ani în șir de muncă grea și sacrificii. Tânărul este însă pasionat de ceea ce face, așa că își dorește acum titlul suprem. And away we go. Good start for Muncher. Was it too good a start? But they go down into turn one. Mihai Muncean a început să practice karting la vârsta de 8 ani împreună cu tatăl său, ca simplu mijloc de petrecere a timpului liber. În câțiva ani însă acest sport a devenit o pasiune și a început să se implice la adevărata valoare. Așa se face că în ultimii 4 ani Mihai Muncean a început să concureze la categoria profesioniști. A obținut titlul de campion național la karting în 2020 și de curând pe cel de vicecampion mondial. Representing Romania, please welcome to the stage, Mihai Muncean! Realizări care au venit în ultimii 2 ani, din ce în ce mai bine de la an la an. La competiția aceasta s-a văzut un progres, am venit din ce în ce mai în față în fiecare an și acum au culminat într-un podium. Foarte fericit de acest rezultat și sper să merg și mai sus data viitoare. La aceste performanțe, Mihai a reușit să ajungă cu multe ore de muncă, sacrificii și nu de puține ori cu accidentări. La karting, la nivel mondial, vorbim de foarte mulți piloți într-o zecime de secundă, ceea ce e foarte puțin, orice mic detaliu contează. Și cu cât faci mai mult antrenament, cu atât poți să devii mai constant și mai rapid. Dar, din nou, vorbim de lucruri foarte mici, foarte mărunte, care ajută la un moment dat. Unde te antrenezi? Cel mai mult în Italia, acolo sunt cele mai renumite piste, cele mai vechi, unde s-au dat mulți piloți de Formula 1 înainte și în karting. Și acolo se antrenează majoritatea piloților profesioniști. Rezultatele deosebite obținute în plan sportiv nu i-au afectat implicarea în plan școlar. A obținut 9,80 la bacalaureat, iar la Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Politehnică a intrat cu media 10. Aici a fost bucuria noastră cea mai mare, pentru că lipsind foarte mult de la școală, ne-a fost puțin teamă vis-a-vis de unde va ajunge cu notele la școală până la urmă, dar bucuria noastră a fost că a intrat la facultate cu 10, ceea ce pentru noi mai mult de atât ce ne putem dori în calitate de părinți. M-am simțit extraordinar, vă dați seama. Este prima dată când la un astfel de nivel reușim să avem performeri din România și faptul că Mihăița a fost beneficiarul acestei situații m-a făcut extraordinar de mândru. Kartingul nu este deloc un sport ieftin. Echipamentul unui sportiv care face performanță depășește 5.000 de euro. E în jur de 2.000 de euro numai casca. Ce e important la ea? Important e carapace și viziera. Viziera e foarte groasă, după cum vezi, și nu se sparge, nu se zgârie. Eu am deja de 2 ani și nu e nicio zgârietură pe ea. Mihai este afiliat unui club sportiv din București. Reprezentanții acestuia sunt mândri de performanța tânărului, cu atât mai mult cu cât în jurul Timișoarei nu există circuite omologate de karting. E o performanță extraordinară, mă bucur foarte mult pentru rezultatul lui. Mihai a muncit foarte mult în acest an pentru a obține acest rezultat. Îi încoronează activitatea de un sezon competițional. A fost o competiție dificilă, au participat concurenți serioși, puternici și totuși a reușit să obțină această performanță extraordinară. Mihai nu vrea să se oprească aici. Pe lângă trofeele și titlurile obținute până acum, își dorește să îl aibă și pe cel suprem, campion mondial la karting.